primim o veste tristă de la delfinariul din Constanța. Baby, puiul de delfin născut acum 4 luni și jumătate în captivitate, nu a supraviețuit. Specialiștii complexului vorbesc despre o malformație congenitală, dar și de o posibilă afecțiune a plămânilor. Chen, mama delfinului, este ajutată acum să treacă peste pierderea suferită. În ciuda acestui incident tulburător, spectacolele nu au fost suspendate. Specialiștii spun că Baby ar fi avut o deficiență congenitală de respirație. În plus, rezultatul necropsiei a arătat că problemele de la plămâni și ficat erau incompatibile cu viața. Examenul necropsic ne-a arătat clar cam ceea ce s-a întâmplat. El n-a dat semne și chiar și dacă ar fi dat, în urma astfel de patologii e foarte greu să intervii, să poți să faci ceva. Rata de supraviețuire la pui născuți de delfin e destul de mică oricum. Se pare că puiul nostru, nu știm dacă genetic, nu a putut să realizeze această decompresie și compresia sistemului respirator în parametri eficienți. El nota, noi l-am scos o perioadă în bazinul de carantină pentru evaluare medicală. Seara se ducea la mămica, nota cu mămica, se juca, era chiar interesat în ultimul timp să atingă și jucăriile. După moartea lui Baby, cei de la delfinariu sunt foarte atenți cu mama lui, Chen. La fel ca în cazul oamenilor, mamiferele marine pot dezvolta depresii puternice după pierderea puiilor. Specialiștii spun că Chen este puternică, însă pentru a putea trece mai repede peste pierderea suferită, rația ei de hrană a fost adaptată și îmbunătățită. În plus, antrenorii o supraveghează întreaga zi și încearcă să o țină cât mai ocupată. Moartea puiului de delfin nu a afectat spectacolele de la delfinariul din Constanța, dar spectatorii îl regretă pe Baby. Ați gândit că o să-l vedeți astăzi? Da, de ce nu? Da. Din păcate, nu s-a putut. Baby s-a născut pe 8 martie și a fost rezultatul împerecherii dintre Chen și Veteroc, un mamifer venit din Ucraina, după începerea războiului în țara vecină. A participat pentru scurt timp, alături de părinții lui, la câteva spectacole. În sălbăticie, rata de supraviețuire a puiilor de delfin este de 50%.